Asociația OncoHelp a reușit să construiască în perioada 2005-2009, cu ajutorul comunității, un spital pentru bolnavii de cancer, Centrul de Oncologie OncoHelp. Acest centru reprezintă o alternativă la sistemul medical de stat prin complexitatea serviciilor sale medicale. Datorită incidenței crescute a cancerului în România, dar și a numărului mare de solicitări, spitalul OncoHelp a fost nevoit în 2012-2013 să se extindă, iar acum o face din nou, fiind de altfel un model pentru diverse spitale oncologice private care au apărut ulterior în România. Înțeleg că pentru centrul Sfântul Nectarie din Craiova, centrul pe care dumneavoastră îl conduceți, OncoHelp, este un exemplu și un centru de referință. Uitându-vă în spate, cât de greu a fost să intrați pe piața din România fiind privat? N-a fost ușor, pentru că atunci când am început noi, adică acum aproape 20 de ani, nu prea exista un precedent și întotdeauna primii care deschid drumul în orice direcție au de înfruntat o serie de piedici. Dar lucrurile cumva au curs de la sine, au venit noi și noi experiențe, am adăugat alte servicii celor pe care le aveam inițial. Și în continuare suntem în dezvoltare și, de fapt, și centrul din Craiova este la fel într-o dezvoltare continuă. Cineva spunea odată că noi am crescut ca o tumoră și realitatea e că am crescut continuu, am început de la un mic cabinet și apoi am ajuns să facem un spital, căruia i-am adăugat alte secții. Lucrurile se dezvoltă lent și, da, sunt o serie de piedici, dar în final ajungem să obținem ceea ce dorim. Ce ar trebui sistemului sanitar românesc, și aici mă refer și la cel public, dar și la cel privat, astfel încât pacienții din România, pacienții oncologici, să fie tratați la fel ca în Europa? Dar eu cred că în momentul de față, majoritatea pacienților români sunt tratați la fel ca în Europa. Din fericire, avem medicație care acoperă aproape toate indicațiile, așa cum este situația în alte țări europene. Și în orice caz pot să vă spun că România, față de vecinii ei imediați din această parte a Europei, este oarecum privilegiată. Deci avem față de bulgari sau de ucrainieni și chiar față de sârbi, avem o serie de indicații în care avem medicație mai bună decât au colegii noștri din țările vecine. Sigur că sunt multe lucruri care pot fi îmbunătățite. Spuneam și la conferința de presă, de pildă, că radioterapia încă mai are un handicap de recuperat. Încă nu avem infrastructura necesară și, din păcate, nici suficienți medici care să acopere necesitatea de tratament pe radioterapie, dar și aici lucrurile se îmbunătățesc. Cred că se poate ameliora, de pildă, ceea ce plătește casa de asigurări pentru anumite servicii, cum e, de pildă, brahiterapia, care este categoric subfinanțată la momentul de față și, din cauza asta, brahiterapia în România are o serie de probleme, sunt prea puține centre care fac brahiterapie. Cred că am putea compensa, de pildă, stereotaxia. Cred că sunt servicii de înaltă performanță care nu sunt decontate, cum e, de pildă, radioembolizarea sau alte astfel de proceduri. Dar, în general, și când spun în general, mă refer la peste 90% din cazuri, tratamentele pe care noi le aplicăm sunt conform cu ghidurile europene. Aș vrea să ne uităm și la ceilalți vecini ai noștri, la turci sau la ungari sau, de ce nu, la austrieci, destinații pe care românii le aleg ca să se trateze de cancer. Ce ne lipsește nouă de merg românii în acele locuri și cum îi facem pe români să rămână acasă? Ceea ce ne lipsește nouă și au ei foarte bine dezvoltat, și în special turcii, un marketing foarte bun. Și din cauza asta, toată lumea are impresia că acolo e un soi de loc minunat în care se pot trata. În realitate, ceea ce primesc pacienții români în Turcia sau în Ungaria este cam același lucru pe care l-ar putea primi și în România, dar încă mai persistă, din păcate, în mentalul colectiv, ideea că în alte țări e mai bine decât în țara noastră, ceea ce nu cred că este neapărat adevărat. OncoHelp are nevoie în momentul de față de marketing și aceeași întrebare pentru Sfântul Nectarie din Craiova.
Probabil că da, dar la momentul de față și cei de la Craiova și noi suntem într-o continuă creștere ca număr de pacienți, suntem într-o continuă dezvoltare, angajăm mai mulți medici, avem mai mulți pacienți, avem mai multe solicitări și tot mai mulți români înțeleg că nu are sens să meargă să plătească bani grei în Austria sau în alte părți când primesc exact același tratament în România. Și de foarte multe ori mă confrunt cu situații reale în care pacienți care au primit o anumită indicație de tratament în Turcia sau în Austria sunt foarte surprinși să afle că același tratament îl primesc la noi gratuit. Ei plăteau 10.000 de euro acolo pentru acel tratament și ajung la noi și, păi cum, primim același tratament. Da, exact același tratament pe care statul român îl decontează. Cu alte cuvinte, pacienții români nu sunt foarte bine informați? Nu sunt foarte bine informați, cred. Și, bun, sunt situații punctuale în care avem anumite lipsuri, dar astea sunt foarte rare. Marea majoritate, din păcate, merg acolo cu impresia că vor primi ceva mai mult decât ceea ce în realitate pot să primească acasă. Puteți să le spuneți acum românilor că avem spitale de oncologie private în care se face tratament de înaltă calitate și că au de ce să rămână acasă? În primul rând vreau să fac o precizare. Noi nu suntem un spital privat. Noi, OncoHelp-ul, suntem un ONG, suntem o organizație non-profit. Nu-mi place titulatura de privat pentru că cumva mă apropie de o zonă comercială, ceea ce nu e cazul. Noi nu suntem un spital comercial, nu încercăm să taxăm servicii medicale, oferim exact la aceeași accesibilitate ca și spitalele de stat, aceleași servicii, poate cu un plus de calitate în anumite domenii, dar le oferim gratuit pacienților noștri. Și mai mult decât atât, facem eforturi să le oferim și ceea ce nu le decontează statul, de pildă cazarea pentru pacienții care vin la radioterapie din diverse locuri ale țării, vin de la Turnu Severin, de la Hunedoara, din alte părți, ei nu pot să facă naveta și atunci stau la noi și au casă masă asigurată gratuit de spitalul nostru. De aceea cred că nu se pune neapărat problema de spitale private, dar convingerea mea este că în România, la ora actuală, majoritatea pacienților cu cancer pot primi servicii de înaltă calitate, așa cum ar primi în orice serviciu de oncologie din Europa. Cum reușiți să supraviețuiți? Nu e vreun secret ascuns aici, e pur și simplu un management eficient al banului. Cred că asta e una din marile probleme ale spitalelor de stat în România, faptul că au un personal supraîncărcat, care nu este eficient gestionat, că plătesc prea multe salarii, că poate irosesc resurse importante pe zone unde n-ar trebui să se piardă acești bani. Cred că un management eficient al banului în serviciile de stat ar aduce o calitate rapid îmbunătățită. De câte centre de brahiterapie ar fi nevoie în România? Nu știu să spun exact cifra, dar în orice caz pe partea de vest, în afară de Timișoara și de Oradea, mai este doar la Cluj. Și cam atât din câte știu eu din punct de vedere al brahiterapiei. Și în principiu, dacă ar fi să dau o sugestie pentru cei care acreditează centrele de radioterapie, cred că nu ar trebui ca un centru de radioterapie să funcționeze fără brahiterapie. Deci cred că brahiterapie ar trebui să fie un serviciu integrat în orice centru de radioterapie și că un centru de radioterapie, pentru a se acredita și a intra în relație cu casa, ar trebui să ofere întreaga paletă de servicii. Problema este că în momentul de față, dacă faci brahiterapie în privat, pierzi bani. Și nimeni nu e dispus să-și asume acest lucru. Noi ne l-am asumat, repet, pentru că suntem un ONG, dar am făcut-o asumat. În momentul în care am pornit centrul de brahiterapie, știam că vom pierde bani. Știam că la 300 de lei de contare pentru serviciul de brahiterapie e imposibil financiar să reziști. Și știam că din acești bani pe care primim de la casă, nu ne acoperim și măcar sursele de radioterapie. Practic, cât ar trebui să fie sumele decontate de către casă, astfel încât să fie, să spunem așa, o ofertă sustenabilă? Dacă vorbim strict de brahiterapie, decontarea ar trebui să fie cel puțin de 10 ori mai mare. Cel puțin de 10 ori mai mare, pentru că o procedură de brahiterapie, care e o procedură extrem de complexă și care necesită materiale consumabile foarte scumpe, să poată fi susținută financiar. Aș vrea să vă mai întreb legat de OncoHelp, în momentul de față, cât anume acoperă din nevoile pacienților din România, și aici mă refer la vest și nu numai, pentru că vin bănuiesc pacienți din toată țara.
așa cum spuneam și la conferința de presă, noi cumva suntem și funcționăm de fapt ca un institut al Banatului, pentru că circa 60% din pacienții care se tratează în Centrul Universitar Timișoara o fac în spitalul nostru. Mai sunt și alte secții de oncologie medicală și de radioterapie în zonă, dar care au mult mai puțin pacienți și la momentul de față noi acoperim peste jumătate din pacienții respectivi cu resursele pe care le avem. Vreți să vă extindeți? Înțeleg că deja clădire mai mare vă doriți și ați întreprins măsuri în acest sens. Ce va aduce viitorul? Noi deja construim două buncăre suplimentare, ceea ce va face ca centrul nostru de radioterapie să fie probabil cel mai mare centru din România pe această zonă de radioterapie. Vom avea în principiu anul viitor 4 acceleratoare și brahiterapie. Vrem să construim un nou corp de clădire în care să dezvoltăm partea de ambulator și de servicii. Și avem un plan, un master plan de dezvoltare în zonă, care include nu doar dezvoltarea în Timișoara, ci și câteva centre satelit în jurul nostru. Care ar fi mesajul pe care îl puteți lansa către autorități, autoritățile din România, astfel încât oncologia românească să fie cumva poziționată în Europa foarte bine? Din fericire, așa cum ați văzut și în presă, autoritățile încep să înțeleagă cât de importantă este problema oncologică, nu doar în România, ci peste tot în lume. Și că, de fapt, este a doua cauză de mortalitate, este într-o creștere rapidă și e de așteptat ca în următoarele decenii să devină principala cauză de mortalitate. Oncologia devine tot mai importantă și investiția în zona asta va salva vieți. Nu numai în partea de terapie, dar și în partea de prevenție, pentru că vorbeam mai înainte cu o colegă apropo de cât de importantă este vaccinarea anti-HPV, care va putea salva, de pildă, peste 1000 de vieți în fiecare an în România, prin faptul că vom preveni cancerele de col uterin și alte tipuri de cancer generate de această infecție. Sunt multe alte zone în care putem investi inteligent și să câștigăm nu mii, ci poate 10.000 de vieți, pentru că în fiecare an vorbim de 100.000 de oameni care dezvoltă un cancer nou.